considerați că este în vigoare sau nu după ultimele evenimente, mă refer la criticile aduse de Traian Băsescu, guvernării, după ce dumneavoastră i-ați propus scurtarea mandatului. Deci, acordul de coabitare e în vigoare sau nu? Din punctul nostru de vedere. Sigur că nu. Păi acolo în acord scrie să nu vă... Nu, stați un pic. Și președintele țării, și toată lumea, și din alianța mea, și din opoziție, și din presă, normal că trebuie să, sau poate să critique guvernul. Diferența și, de fapt, sensul acelui acord nu era că domnul președinte din tribuna oficială în care stă să nu mă critique pe mine care sunt pe teren. Poate să mă critique. E normal lucrul ăsta. Esența acelui acord era să nu mai intre el pe teren. Să-mi ia mingea de la picior, să dea el în ea. Așa încât, din punctul meu de vedere, până astăzi, când vorbim, acel acord și-a produs efectul corect și bun. Și anume, fiecare își face partea lui de atribuții. Președintele n-a intrat peste atribuțiile mele. Că mă critică. Toată lumea mă critică, de-aia sunt prim-ministru. Ce, dar nu sunt prim-ministru ca să mă laude lumea. Sunt ca să mă critique. Da, de ce? Până la urmă n-am înțeles. Ce ați propus aia cu scurtarea mandatului? Haideți să o explic și pe asta, că s-a inflamat degeaba. Chiar a fost o temă... Eu n-am înțeles că nu ați fost de acord cu comasarea asta când erați în opoziție și acum sunteți. Deci nu se înțelege nimic. Da, că atunci mă gândeam la cum e mai bine pentru, din punct de vedere politic, pentru partidul meu. Acum, din punct de vedere politic vă gândiți? Acum nu mă gândesc. Din punct de vedere politic, pentru mine eu nu candidez la anul. De aceea eu sunt cel care am făcut propunerea, pentru că nu sunt participant la competiția de anul viitor. În schimb, eu anul viitor, în timp ce vor candida domnul Antonescu și cineva mai candida, domnul Diaconescu și cine o mai domnul Oprescu, să zicem. Oricine va mai candida. Eu sunt cel care mă ocup, ca să rămân în această comparație fotbalistică, de faptul că terenul este bine pregătit, că spectatorii sunt mulțumiți, că avem toate cele... Și atunci eu am venit și am spus un lucru greu de contestat. Coabităm, dar dispar mai repede. Nu, nici măcar n-am vrut să dispară președintele mai repede, că va veni un alt președinte. Va veni un alt președinte, nu asta e problema, că nu o să rămână funcția vacantă. Ideea următoarea, dacă ținem toată țara, de prin aprilie, așa, nu? Când începe, se pregătește campania pentru europarlamentare, până în decembrie, când se termină prezidențialele, doar în campanie electorală, pentru mine, cel care administrez țara zi de zi, zi de zi, care am sigur de administrat un guvern, dar și o coaliție care să susțină guvernul, am de luat măsuri, unele populare, altele impopulare. E foarte greu să fac lucrul ăsta. Eu am trăit anul 2009, eram membru al guvernului, atunci când practic toată lumea se pregătea de bătălia din decembrie. Ideea mea a fost o idee cum e mai bine pentru ce o să se întâmple în România în 2014. Nu cum e mai bine pentru un candidat sau pentru alta, că nu știu în acest moment, în afară de Crin, nu știu cine sunt ceilalți candidați. Sigur nu va mai fi Traian Băsescu. Astea sunt doar două certitudini. Va fi Crin Antonescu candidat și Traian Băsescu nu. În rest... Da, găsim și PSD o soluție. Va avea un candidat. Asta nu e certitudine. Pe Crin Antonescu, da. Da. Deci asta a fost esența propunerii mele. Era normal să vină de la mine propunerea. Pentru că, repet, eu nu am un interes direct, nu candidez. Și cred în continuare că după ce ne mai calmăm și începem să ne gândim bine, putem să găsim o soluție. Dar ideea asta v-a venit fix în ziua, taman în ziua în care președintele a venit să vă expună o altă problemă foarte serioasă. Eu mai discutasem cu președintele odată. Tema asta. Da. Și ce v-a răspuns? Același lucru. Mi-a zis, domne, nu știu, o să mă gândesc. Nu pot să, nu spun nici da, nici nu, o să mă gândesc. Nu, mi-a venit de la faptul că sunt și alte țări în Europa care vor avea alegeri, dacă nu în aceea zi. Domne, să nu confundăm. Deci a câta oară i-ați ridicat tema asta, i-ați făcut propunerea? Nu, a fost asta prima, am discutat-o separat cu domnul Antonescu, separat cu domnul Băsescu și a fost prima ocazie, că nu ne-am mai întâlnit niciodată împreună de la alegeri, a fost prima ocazie în care am fost toți. Dar a fost realmente o temă adiacentă. Tema principală, temele principale au fost altele. Dacă ar fi să dați o notă acestui acord de președintelui Traian Băsescu pentru cum a respectat acordul de coabitare, că am văzut că note ați dat și partenerilor de coaliție. 10. Nu? Ce note ați da președintelui pentru modul în care a respectat acest acord? Nu cred că președintele are nevoie de note de la mine. Păi de ce nu? Faceți și dumneavoastră un gest de apreciere, evaluând. Nu, eu v-am apreciat acord. Mai sus faptul că scopul principal, fundamental al acordului,
acela în care președintele și primul ministru să nu se mai calce pe picioare și să se ia inevitabil la luptă, acela până astăzi este atins. Președintele nu a intervenit în activitatea guvernului până astăzi, iar eu n-am intervenit în activitatea președinției, ceea ce iarăși e foarte bine. Imediat după acest episod, când președintele va replica spunând că da, ar accepta cu condiția să demisioneze cei 588 și să fie astfel suprapuse alegerile prezidențiale cu cele parlamentare. Apropo, e o idee bună asta? E sublimă. Dar și președintele, care un om experimentat și eu care sunt mai tânăr, știm foarte bine că e de fapt o condiție care nu se poate îndeplini. Pentru că... Deci tocmai v-a răspuns că nu e de acord cu ce ați propus, nu? Asta înțelegeți de fapt. Primul răspuns asta este, dar repet, după ce ne mai gândim și ne mai calmăm, s-ar putea să găsim o soluție bună pentru toată lumea, pentru țară. Și după asta liberalii au reacționat prin domnul Frunză Verde cu îl suspendăm, trebuie suspendat. Da. Și sunteți de acord cu poziția asta? Sunt de acord cu poziția domnului Antonescu, care a spus prin suspendăm Antonescu, președintele când calcă Constituția. Și a mai spus ceva ca valoare axiomatică. Cu Băsescu nu se negociază. Dumneavoastră ați negociat cu el, deci domnul Antonescu spune aici ca valoare axiomatică nu se negociază. Băsescu se suspendă. Împărtășesc acest anunț și este împărtășit de majoritatea fruntașilor PNL. Nu-mi dați trunchiat. Crina a mai spus că președintele se suspendă când încalcă Constituția. Și că până acum n-a încălcat-o. Nu așa a zis? Așa a zis. Sunt de acord cu el. Și a mai zis că nu se negociază cu Băsescu. Și asta are dreptate. Păi dumneavoastră ce aveți de negociat? Eu colaborez instituțional, eu sunt prim-ministru. Deci nu se cheamă negociere, ci colaborare instituțională. Vă garantez acum, fără a face niciun fel de confidență, că nu e idee bună să negociez cu domnul Băsescu, că pierzi la negocieri. Eu colaborez. Ați pierdut? Când ați pierdut dumneavoastră la negocieri? Când o să-mi scriu memoriile, ca și domnul procuror general Morar, împreună cu dumneavoastră o să-mi scriu memoriile și atunci o să răspund la aceste întrebări.